Cunosc un frate foarte în vârstă, fratele Ghinescu de la Caransebeș, un om plin de duh. Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut puțin ciudat. Și îi ciudat. De când s-a pocăit, toate zilele vieții lui au fost zile de post. S-a hotărât că atât cât trebuie și Domnul de viață, să nu fie nici o zi fără post. Și de 20-30 de ani de când e pocăit, el postește în fiecare zi. E uscat ca o scrija de pită. La predică e plin de viață, sare ca popcorn, așa, plin de duh, predică de vindecare, Domnul o vindecat. Nu crede în doctori. Și numai de vindecare, numai de puterea lui Dumnezeu. Și se roagă, și postește. Și când vin frații, predică câte 2 ore. La el nu merge cu jumătate de oră. Și într-o zi predică fratele Ghinescu într-o adunare despre vindecare. Că Dumnezeu vindecă. Că Dumnezeu are putere, că Dumnezeu l-a vindecat și pe el. Un mesaj de credință. După el, se ridică un slujitor tânăr așa ca mine, cu multă teologie și cu multă rațiune, și zice ăsta: stați, fraților, că nu-i chiar așa. Mă, fratele Ghinescu, zice el că Domnul vindecă. E adevărat, mai vindecă, dar stați că realitatea, zice el, e alta. Uite câți oameni mor de cancer. Realitatea în sus, realitatea în jos. Păi să vezi, fraților, câți avem necazuri și mor păstorii de cancer. Și frații mei, realitatea e că e multă boală și mai rar vindecă Domnul. Și o nenorocit poporul numai cu realitatea. Mă, fratele Ghinescu nu s-a putut abține. S-au ridicat după predica tânărului și-au zis: fraților, vreau să zic ceva. Și acolo pe față l-a operat, tinere, zice: realitatea o știm toți. Se vede. Dacă nu ai acces la suprarealitate, adică la realitatea credinței, taci și stai jos. Și în veac să nu mai predici. Și zicea bătrânul: tinere, ți-aduce aminte de cele 10 iscoade? Ori zici realitatea? Da. Fraților, n-avem nicio șansă. Ăștia-s puternici, ăștia-s uriași. Așa era. Pentru că omenește nu se putea cuceri Canaanul. Realitatea. Dar zicea bătrânul: cu realitatea, ăștia 10 au nenorocit poporul lui Dumnezeu. Pentru că cine se urcă la amvon trebuie să vorbească mânat de un alt duh, ca și Iosua și Caleb, mânați de duhul credinței. Problemele sunt mari, istoria este la cumpănă, dar avem un Dumnezeu puternic, avem un Dumnezeu mare, mărit să-i fie numele. Dacă urci aici, vorbește ca un om al credinței.